Nu o să vă încurc cu prima întrebare, vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii. Da, din păcate am fost așa un pic sub presiunea, eu știu, rezultatului. Oricum le mulțumesc tuturor oamenilor care au asistat la joc, ne-au încurajat extraordinar. Păcat de acea neatenție, la acea lovitură liberă din lateral, dar din păcate la nivelul ăsta asta se întâmplă când faci o greșeală la o poziționare de fază fixă, jocul așteaptă detaliile respective și ați văzut că până la urmă cei de la Hermannstadt au avut două situații cu mingea pe poartă și au fost două goluri. Ce să spun, am încercat, ne-am străduit, am venit cu centrări, am pus presiune, dar din păcate n-am fost deloc inspirați în fața porții. Rămâne jocul de la Chiajna, trebuie să credem în continuare, până la urmă să câștigăm la Chiajna și dacă e să nu reușim să ne calificăm direct, atunci normal că rămâne jocul de baraj cu cei de la Dinamo Bănuiesc. Suporterii au răspuns pozitiv, ați tot străduit să îi atrage să vină la stadion acum. Pe de altă parte, e frumos să ai o echipă cu suporteri, dar și dezamăgirea e mai mare după un astfel de rezultat, nu decât în Monul. Cu siguranță, dar din punctul meu de vedere cam acest meci pentru U trebuie să fie un etalon. Până la urmă, fotbalul este un sport, se poate întâmpla orice. Au jucat două echipe echilibrate care sunt valoric aproape. Și de aceea se poate întâmpla orice. Astăzi șansa poate a fost mai aproape de ei. În rest, ce pot să spun? Cred că am avut și un penalti pe final de joc, dar ok, nu o să mă leg de arbitraj pentru că până la urmă ei văd mai bine și iau deciziile cele mai importante. Știu că sunteți foarte atent la toate detaliile în timpul unui joc și analizați în detaliu. Astăzi mi s-a părut că a fost genul acela de meci în care aspectele tehnico-tactice sau acel joc pe care probabil l-ați propus nu prea a ieșit. Adică de foarte multe ori mi s-a părut că echipa a jucat puțin din inerție. Poate tensiunea meciului, poate presiune. Da, era clar, e clar că n-a ieșit cum vă doreați. Da, 100%. E clar că jucătorii au fost sub o presiune, vă dați seama. Dar asta le-am zis, bă, mi-aș fi dorit mai multă încredere de la ei și dacă țineți minte și înainte de joc am zis îmi doresc mai multă personalitate, tărie de caracter, până la urmă este un joc de fotbal, trebuie să fim noi cei care am jucat foarte bine și în alte, și în alte partide, dar după cum vă zic greșeală așteaptă fiecare situație, am luat gol repede dintr-o fază fixă, după care vă dați seama, am intrat și mai mult în presiune, deși ne-am creat șanse și în prima repriză, n-am reușit să marcăm. Ce pot să zic? Îmi pare sincer rău, sunt trist, dar trebuie să fim puternici, să mergem mai departe și să avem încredere până la final. Mulțumesc! Cu drag!